Capitolul al treilea În care vom urmări vizita de dimineață la grădina de zar Și discuția lui Emanuel cu sperietoarea După care vom cunoaște pe simpaticul Ieduț Junior Prezindu-se dis de dimineață pentru că dimineața nu avea obiceiul să le nevească Rezervându-și această plăcere pentru orele călduroase ale după amiezii Emanuel, după ce-și făcu grăbit patul, luă unul cior și de două fugă până la izvorul cel cristalin, de unde reveni cu apă proaspătă și rece. După ce se spălă, trecu la programul obligatoriu de gimnastică. Ducând la bun sfârșit și această activitate, își spuse că nimic pe lume nu poate fi mai bun acum decât niște frunze proaspete de varză. Așa stând treaba, Emanuel, nefiind cel care să-și refuze micile plăceri ale vieții, o luăm pas grăbit spre grădina de zarzavat. Odată ajuns aici, trec un nepăsător pe lângă spiritoarea care, până cu o zi înainte, îi făcuse viața amară și care atârna în băț, bălăbănindu-se în adierea vântului de dimineață. Stetul tolăni liniștit printre verze și început să mestece tacticos frunzele cărnoase, uitându-se în sus spre sperietoare. Tii, da, să arătare mai ești și tu, îi spuse acestea plin de vitejie pocitanie. Zău dacă înțeleg cum am putut tremura până acum de frica ta? Văzând că nu e rost de vreun răspuns din partea pocitaniei, aruncă cu un cotor de varză drept în pălăria acesteia. Chiar nu ai nimic de zis? Nu te revoltă deloc atitudinea mea. Nici de această dată sprietoarea nu se sinchisi să-l învretincească cu vreun răspuns. Nici acum nu ai nimic de spus, îi zise iepuroiul, enervat, de atitudinea nepăsătoare a acestia. Da, ce fel de pasnic mai ești și tu, măi, arătare, dacă stai și te uiți cruciși la elementele negative care dau iama în varză și tu nu iei nicio atitudine, ai? Știi cum calific eu comportarea ta? Drept o revoltătoare nepăsare, indiferență și neglijență față de nobila misiune care ți-a fost încredințată. Norocul tău că ești așa de înaltă, altfel ți-aș fi dat eu una poate așa să-ți mai vină mințile la cap. Rușine! Zicând asta, se ridică, uitându-se în silă la sperietoare, iar când trecu pe lângă ea, nu uit să-i trag un șut. Asta ca să nu uiți lecția de morală pe care ai primit-o. Mai vine-o pe aici și-ți aflu părerea. Și, întorcându-i spatele cu indiferență, o lua gale spre pădure. Își spuse că n-ar fi rău să dea o raită pentru a vedea ce mai face junior, iedul căprioare Didina, care tocmai împlinea vârsta de trei zile. Îl găsi culcat pe culcușul de fânt proaspăt cosit, singur, căprioara fiind plecată la un concurs între surate de croșetat viteză, etapa locală. Salut, junior! Hai, la treabă, băiatule! Lasă-le neveala! Lasă-le neveala! Astăzi vom ține prima lecție de mers elegant, ca să nu mai pierdem vremea atenție la mine, deci... Și, lăsându-se în patru labe, început să-i demonstreze iedului tehnica mersului. Cu un ușor fâlfâit, gaița Rita își făcu apariția, lăsându-se pe o ramură și urmărind curioasă demonstrația iepuroiului. Când a considerat că a mers destul pentru ca Junior să fi putut trage învățămintele de rigoare, se ridică și zise Iedului, care până atunci îl urmărise cu răsuflarea tăiată. – Ei, m-ai urmărit cu atenție? Să văd ce ai înțeles! – strigă Rita de sus. – Chiar sunt curioasă să văd ce poate învăța un elev silitor de un, la un asemenea profesor! Fără să ia în seamă intervenția nepoftitei, Junior se ridică stângaci și… Concentrându-se să nu facă o mișcare greșită, începu să țopăie ca un iepure, mai întâi cu grijă, apoi din ce în ce mai repede. chichi Puvnic chichi Ha-ha-ha! în râs! Lume, lume! Veniți și vă minunați! Veniți să vedeți ce n-ați mai văzut! Iepuredul!" Cea mai ciudată combinație dintre iet și iepuroi. Ha, ha, îmi pare sincer rău că nu ai urechile mai lungi, altfel combinația ar fi fost perfectă. Stai, oprește, îi strigă Emanuel ieduțului. Unde s-a mai împomenit un ied care să sopăie ca un iepure? Vrei să ajungem de râsul pădurii? Destul că a apărut intriganta asta de gaiță ca să vorbească prostii, dar nu o băga în seama. Iertați-mă, domnule Emanuel... Dacă v-am supărat," spuse junior timid, dar dumneavoastră nu ați mers așa?" Mm, da, ai și tu dreptate în felul tău, dar nu vezi că eu am labele din spate mai lungi decât cele din față și atunci cum crezi că aș putea eu să merg drept așa cum trebuie să mergi tu, a?" chi se băgă din nou în vorbă gaița. Aici îi dau dreptate maestrului de mers comic, Emanuel. Ce poți să faci dacă natura te-a făcut așa de strâmb? Chiar mă și mir cum de nu cază în bot când mergi. Tratează-o cu nepăsare pe prost crescuta asta, care se bagă neinvitată în discuția noastră. Nu a avut cine să o educe. A crescut într-un cuip de cuc. Ia seama ce-ți spun, junior. În viață nu trebuie să iei totul după ce vezi la prima vedere. Important e să interpretezi. Repet să interpretezi totul, toate învățămintele și cunoștințele pe care le-ai dobândit în funcție de situație. După mutra pe care o faci, îmi dau seama că n-ai înțeles nimic din tot ce ți-am spus. He, am senzația că lecțiile de lărgire a orizontului tot eu o va trebui să ți le țin. Chi, 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 dacă o să-l înveți să gândească la fel de bine cum l-ai învățat să meargă, îmi dau seama ce minune de iet filozof o să iasă. De pe acum mă apucă plânsul nu o bag în seamă pe răutăcioasa asta. Va, domnule Emanuel, da, câte cuvinte uh, importante cunoașteți. Sunteți cumva un înțelept? Te cred, piciule, <laughs> îi răspunse Emanuel plin de importanță. E firesc dacă ne gândim ca în față pe cel mai deștept animal al pădurii. Mai adăugă iepuroiul, simțind în sinea lui că a exagerat puțin. Laute-te, gură! Și pe cel mai curajos termină Emanuel ce avea de spus, ne luând n seamă pe gaiță. De după o tufă a apărut capul ariciului, care, fără să sufle de teamă că ar putea fi descoperit, început să tragă cu urechea la discuția dintre cei doi. Junior! pe care cuvintele iepuroiului hm, îl puseră serios pe gânduri, îl întrebă sfios. Uh, cel mai curajos, spuneți? Uh, vă rog să mă scuzați, domnule Emanuel, urmă eduțul vizibil încurcat. Dar știți, n-aș vrea să vă supăr cumva... Însă mama vorbea amintind de animalele cele mai curajoase ale pădurii de domnul Calanciamala cu ursul și de lupul fioros, cel cu trup armonios, cât despre dumneavoastră... kikikikikik ha, 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 crede-l pe cuvânt, el este într-adevăr cel mai viteaz când doarme. De după trunchiul unui copac, apăru și capul vulpoiului talabă, care, fără să scoată un sunet, începu și el să asculte. Uite așa sunt unii, spuse Emanuel. Vorbesc vrute și nevrute, profitând de faptul că numai ei pot zbura. Ce să zic, vitej nevoie mare. Și tu trebuie să stai și să-i asculți cum se bagă neîntrebați în discuție, până într-o zi, când te saturi, tai dintr-un copăcelor ramură, o scurtezi, după care legi două bucăți de elastic și praștia e gata. Pui în ea o piatră și dai cu ea la ceafă prost crescutului. Ce zici, chichirita, ți-ar plăcea? după care, neașteptând vreun răspuns din partea gaiței, care căzuse brusc pe gânturi, întrezărând perspective cam sumbre, ținu să-și clarifice în ochii edusului poziția de cel mai curajos animal al pădurii. Oh, tinere, dar ești total dezinformat, află, dragul meu junior, că nu există în această pădure animal de care eu, Emanoil, să mă tem în orice caz. Văd că trebuie să pun puțină ordine în pădurea asta. Actuala stare de lucruri nu mai poate continua. Am zis. Cât de uh, convingător puteți fi, uh, domnule Emanuel, spuse junior, pe a cărui față se putea citi de plină admirație. Parcă oh, uh, începe să-mi fie și mie frică de dumneavoastră. Chi, 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 spuse gaița, care avea la limbă și mi-a început să-mi fie frică. Ce să mai zic de urs, care cred că în această clipă de frică a urecheatului a început să meargă pe supământ, <laughs> ca o cârtiță. Ei, lasă, lasă, continuă Emanuel, umflându-și pietul. De mine nu trebuie să-ți fie frică, junior, dacă vreodată îndrăsnește cineva să se lege de tine. Spune-i tu lui nenea Emanuel și de eu mai trebuie le arăt eu lor. E, dar acum uh, trebuie să plec. Mai exersează mersul. Trec mai târziu să văd cum progresezi. Un lucru nu uita, dragul meu. Eleganță și iar eleganță. Până atunci sper să dau cu ochii de lupul fioros, cel cu trup armonios. La revedere, junior! chi chichi Ha-ha-ha! Nu prea cred să-l găsești! De frica ta, lupul a început să ia lecții de zbor! Nu m-ar mira să-l văd cum, plâpâind din coadă, se va lăsa ușor-ușor aici, pe creangă, lângă mine! Oricât de calm ar fi fost Emanuel, nu mai putu rezista unei asemenea insulte. Luând de jos o piatră, aruncă cu ea după gaiță care, speriată, sări brusc pe altă creangă, lăsând totuși să-i cadă trei pene atinse de proiectilul iepuroiului. – Chichichichi, huliganule! strigă speriată gaița, pe care nici măcar acum când trecuse printr-o asemenea primejdie, mâncărimea de limbă nu o împiedică să tacă. Asemenea elemente primejdioase nu ar trebui lăsate în libertate. Vedea te-aș fugări de alicele vânătorului. Să văd atunci dacă vei mai fi la fel de viteaz. Ascultă la mine, gaiță limbută, îi strigă Emanuel. Nu știu dacă ai mai auzit ceea ce vreau să-ți spun. Oricum, nu strică la cultura generală, cu care oricum nu te poți lăuda. O vorbă veche spune că orice pasăre pe limba ei piere, cu o limbă ascuțită ca a ta, zilele ți-s cam numărate. Dacă ai să te mai bagi neîntrebată în vorbă, îți promit că data viitoare voi ținti mai precis, în cazul în care nu mi-o va lua altul înainte. Cu caracterul tău nu cred să te poți lăuda cu prea mulți prieteni. Dacă vrei, îți predau ore de bună purtare. Crede, Marita, dacă nu ai fi atât de prost crescută, ai fi chiar simpatică. O ore de bună cuvință să-i dai lupului pe care te lauzi că-l cauți. Nu mie, viteazule, e puroi lăudăros ce ești. Dacă va fi nevoie, îl voi educa și pe el. Asta nu strică nimănui. Oricum, la capitolul politețe, nu cred că lupul a trecut clasa cu o notă prea mare. E dar mi-am bătut destul gura cu tine și mai am atâta treabă. Încă o dată, la revedere, junior! Și Emanuel își reluă plimbarea, bine dispus, cu simțul datoriei împlinite în ce privește educația tinerelor vlăstare ale pădurii. Rămași în locurile de veche, vulpoiul și ariciu simțeau cum le curge sudoarea pe spate. Nu-și aminteau să mai fi încercat o asemenea teamă. Când au fost siguri că Emanuel s-a îndepărtat ajuns și că nu mai reprezintă o primejdie imediată, fiecare, din locul unde pândea, a luat-o la fugă gândindu-se la același lucru. Dacă Rita, gaița, își permitea să se certe cu Emanuel, asta se datora faptului că putea zbura, pe când ei singurul lucru înțelept era să se afle cât mai departe posibil de Emanuel. Ne vom reauzi la capitolul al patrulea, în care vedem cum a luat naștere alianța dintre vulpoiul talabă și arici lipici, după care îl vom cunoaște și pe lupul fioros, cel cu trup armonios.